Joi, nu a fost înregistrat niciun deces provocat de noul coronavirus, anunță Ministerul Sănătății. Între timp, alți 82 de moldoveni au fost testați pozitiv la COVID-19 după procesarea a 5.371 de teste. Din numărul total de cazuri, 2 sunt de import din Olanda și Federația Rusă. În prezent, în spitalele din țară sunt internați 174 de bolnavi de COVID-19, dintre care 44 se află în stare extrem de gravă, iar 9 sunt intubați. Totodată, 68 de persoane s-au vindecat în ultimele 24 de ore.